După 4 decenii de așteptare, Corvinul Hunedoara joacă din nou în cupele europene. Câștigătoarea Cupei României la fotbal o va întâlni în turul 1 preliminar din Europa League pe Pox, vicecampioana Ungariei și deținătoarea cupei din țara vecină. Partida se joacă astăzi de la ora 20 în Ungaria. Întreg lotul echipei adverse este cotat la 9,35 milioane de euro, aproape dublu față de lotul celor de la Corvinul, care valorează 5,74 milioane de euro. Antrenorul Florin Maxim este conștient de valoarea adversarului, dar spune că hunedoreni își vor juca șansa. Întâlnim o echipă în formă, o echipă bună anului trecut a campionatului din Ungaria, o echipă care s-a clasat pe locul 2 și a câștigat cupa. Știm că în componența echipei sunt doar jucători maghiari, sunt o echipă unită, asta a arătat-o prin parcursul echipei, prin rezultatele echipei, dar și noi avem maturile noastre și vrem să speculăm acest lucru. Capitanul Corbinului, Alexandru Neacșa, a vorbit despre punctele forte ale echipei sale. Avem o echipă omogenă, lucrăm de mult timp împreună. În această perioadă au venit niște jucători cu calitate care, din punct de vedere fotbalistic, ne ajută foarte mult. Jó játékosunk van, akik most csatlakoztak, és ettől sokat várunk, sokat fognak segíteni nekünk. Echipa a crescut calitativ. Minőségi szempontból sokat fejlődött a csapatunk az elmúlt időszakban. Și sperăm să facem un meci bun mâine. Capitanul formației hunedorene consideră că meciul cu FCSB din Supercupa României a fost un test util înaintea acestei partide, în ciuda eșecului cu 3-0. Este important ca echipa să aibă jocuri puternice în picioare, crede Maxim. Returul din Europa League dintre cele două echipe se va disputa joi, 18 iulie, de la ora 21, pe stadionul municipal din Sibiu.